Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, 7:20. Bună dimineața, mai facem emisiune sau zicem? Facem emisiune. Citim mesaje cu rapid. Mulțumim. Păi mai sunt mesaje, stai așa, de ce n-ai... Stai, că a prins Luca ceva. Nu e vorba că am prins, e vorba că stai și pune melodiile astea cu care irită lumea. Uite, Luca ascultă piesa. Bă, tu ai ascultat piesa asta de la Carlos Dreams? Deci sunt în drum spre serviciu și e foarte liber pe crângaș. Nu înțelegeam de ce. M-am dat seama că apoi de știi n-au mai ieșit din casă. Probabil. Băi, ce răutate. Sau și ascultă Carlos Dreams la radio, le pune zafiu. Dar să știți că vin și alte mesaje, alt tip de mesaje. Uite, hai rapid, sunt cu mâna pe inimă pe imnul nostru. Chiar dacă a pierdut. Dar imnul unde Rapidul. E? Care... Păi nu, că piesa sunt cu mâna o să devină ușor, da. Ușor un nou imn pentru Rapid. Asta este nou imn, nu știu ce? E piesa de 100 de ani de la Carlos Dreams. Aha, ai dat-o special. Aia era în playlist. Da, acum mai... era moment. Mai zi, Luca. Mai ai mesaje? Am fost prins cu treburi și n-am prins știrile din sport. Avem rapidistul sau încă plânge? Bă, da. Nenorocit. Așa e la fotbal. Așa e la fotbal. Da. Nu prea e multă minte și atunci apar situații de-astea. Ah, ce urât ai făcut. Păi da, asta e adevărul. Ești pâine din asta. Păi știu, dar minte tot nu e. Ce o să... E cineva zice... O să țină înregistrarea emisiunii de astăzi. Da, mă, da, asta e. Să ce? Că asta e ideea. Ca să... să râdă. Lasă-mă. În fine, hai să depășim momentul. Hai să depășim momentul. Acum, uite, suntem la finalul sezonului pentru Rapid, practic. Deci, da, mai sunt 6 meciuri, din păcate. Pentru toți fanii emisiunii noastre, care sunt sătui de situația asta cu Rapid, să știți că s-a terminat. Mai vorbim de Rapid în toamnă. Până atunci, voie bună, Zafiu revine la... DJ-ală, uităm de Rapid, că nu mai avem ce să discutăm. Probabil o să mai bat o dată pe FCSB ca să-și facă damblaua, că au bătut pe Steaua, că e așa, ceară, și o să-l iau o... euforie. Euforie de moment. Și cu asta basta. Da, așa o să fie. Așa o să fie. Ne liniștim, da, ne calmăm. Ne liniștim, da. Am distrat, am râs. Da, mă, da. Ați luat titlul. Hai să ne vedem de viață. Citesc că a apărut primul panou publicitar cu miros. Panou publicitar cu miros. Panou publicitar cu miros. Ui, grasie. Suplimentară. Da, adevărul că la ce vrei să faci reclamă. Serios. Adică sunt niște medicamente... Hai să nu. Deci asta e, a fost instalat pe o stradă din Olanda. Deci o oportunitate suplimentară pentru vânzătorii de iarbă. Este vorba de un panou suplimentar, ăsta, un panou olfactiv publicitar cu miros pentru un mare lanț de hamburger și plăcinte cu vișine și ce mai facă ea, că nu o să spunem acum. Dar panou difuzează mirosul cartofilor prăjiți de la acest lanț. Și mă întreb dacă trebuie să atragă sau din potrivă. Când care ați intrat? De altfel e considerat cel mai bun produs al acestui lanț. De cartofii multă prăjiți, da. Ai lor? Da, da. Da, cartofii prăjiți congelați. Nu cred că există așa ceva. Cartofii aia sunt cei mai buni. Nu există alții. Eu când simt mirosul ăla de cartofii aia prăjiți congelați, mă duc acasă și îmi fac proprii mei cartofi prăjiți. Stai puțin, că acolo nu vorbim doar de cartofi prăjiți. Pur și simplu au un gust care atrage. Ce gust are, mă? Au multă sare. Da. Sunt... și sunt corecți. Din zona, ce vrea să spună Luca, e că din zona de fast food... Atolul unde se fac cartofii prăjiți la viteza asta, sunt cei mai ok. Și practic absolut. Ideea și promovează produsul ăsta, că ăsta e produsul care agață clienți până la urmă, deși te-ai gândi că ar fi burgerul. Sunt absolutamente uluit. Eu nu o să spun acum că nu mănânc de la acel lanț sau de la an, din când în când mai mănânc. La ăștia n-am mai mâncat, cred că, uite că nu mai știu, cred că s-a face anul curând. Dar mi se mai întâmplă uneori. Nici nu mai sunt multe lanțuri. Ba da, cum să nu? Sunt destule. Nu atât de ai mare. Cu pui. Da. Ai cu pui, lanțul mai multe tipuri de pui. Și încă... Ai și cu hamburghese, ce? Da, 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 sunt. Da, două cu pui sau cu burger. Dar mi se întâmplă, cum să spun, la nevoie. Adică, gen, băi, nu, adică mă grăbesc, n-am timp de nimic altceva, nu știu, asta e viața. Și n-ai fost niciodată atras de mirosul cartofilor prăjiți acolo? Nu, din potrivă, în principiu, încă am țin respirația când ajung dacă acolo. Dacă stai foarte aproape, s-ar putea să ai dreptate tu. Dar, da, în principiu, serios. De la depărtare, miroase frumos. Nu mi-aș fi imaginea niciodată. Și aveți dreptate, adică este super recognoșibil, că știrea zice că oamenii au identificat mirosul felului de mâncare și au recunoscut și restaurantul fast food care produce cartofi. Deci au un parfum al lor, înțeleg. Da. Numai... și au sau și dambla. Odor, a? Am remarcat că olandezii au și dambla cartofii prăjiți, la fel ca și belgienii. Cum adică?
au cartofi de-astea, de făcut cartofi prăjiți pe stradă. Da. Gherete, tonete... Am văzut în Belgia, am văzut, dar în Olanda n-am văzut. Am văzut, da, la Amsterdam. Am văzut vreo trei cu coadă că, mare, adică și că de-aia le-am și remarcat. Te-ai uitat după ce... Nu. Mănâncă aut asta cu cartofii prăjiți. Tu la Amsterdam cartofii prăjiți ai remarcat? Da. Care altfel sunt o porcărie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.